moartea pe moarte călcând. Numele Lui fie binecuvântat. Sunt bucuros că Duhul Domnului Iisus și-a îndreptat atenția către noi și de la început ne-a făcut atenți. Și primii doi frați, dacă ați luat aminte, ne-au spus cu reverență dacă am venit aici să ne apropiem de Mântuitorul nostru. Dacă am venit aici, am venit pentru Hristos. Dacă acum am cântat, cânt pentru Hristos, dacă predic, ajută-mă, Doamne, să predic numele Tău și pentru numele Tău și spre slava Ta. Amin. Dimineață, când am mers să culeg florile, Domnul mi-a dat așa o bucurie adâncă. Și am zis, Doamne Iisuse, astăzi florile vreau să ți le aduc Ție. Și le-am adus cu toată inima. Și nu m-am gândit cine o să beneficieze de ele. Am lăsat în mâna Domnului. Și când vin pe stradă aici la intrare, aud din stânga mea, wow, zice, vreau să-mi spui ce întrebare pui ca să iau eu florile astăzi. Cine credeți că era? Vera. Vera, aveam de gând, am promis sorei Vera, așa că sora Vera, singura condiție este să le lăsăm până după amiază, să le iei diseară. Să ne bucurăm cu toții de ele și de mireasma aia de bujor alb. Dacă tot am venit înaintea Domnului Hristos, aș vrea să-L lăsăm pe El să ne vorbească. Și auziți ce zice El bisericii. Iată ce zice Cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi, sărac, orb și gol. Și pentru asta te sfătuiesc să cumperi de la mine, gratis, aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea golișunii tale. Și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Amin. Frumoasă invitație. Sunt chiar cuvintele Mântuitorului adresate ultimei biserici, celei din Laodicea, care în automulțumirea și autosatisfacția sa crede că este cineva, dar de fapt situația este jalnică. Și atunci vine o invitație la restaurare din partea Domnului Iisus Hristos și invitația sa este așa de dulce. Și spune, vino la mine, eu îți dăruiesc, cumperi, prețul este să vii la mine, să ai încredere în ceea ce îți dau și o să-ți dau lucruri de mare valoare. Și am vorbit de restaurarea valorilor. O să-ți dau haine albe ca să te îmbraci. Și am vorbit de restaurarea virtuților. În Apocalips, la sfârșit, am văzut noi că însuși Domnul ne spune și haine și biserica era îmbrăcată în haine albe. Și am vorbit despre restaurarea virtuților, despre o ținută obligatorie. Nu poți să intri în prezența lui Dumnezeu oricum. Și amintiți-vă de pilda aceea, când împăratul cheamă la nuntă și unul nu l-a onorat, n-a venit cu reverență, n-a venit așa cum trebuie și a primit un refuz categoric. În continuare, Domnul Iisus Hristos ne invită și la o doctorie, o doctorie pentru ochi. Și vreau să vă spun că ultimele două predici ale fratelui meu, Laurențiu, mi-au fost o bună deschidere. Își amintește cineva despre ce ne-a vorbit Laurențiu? Lumina și întuneric. Lumina, suntem chemați în lumină ca să ni se vădească faptele. Suntem chemați să trăim în lumină și lumina poți o ai dacă nu stai în întuneric.
De aceea invitația a fost una foarte clară. Veniți de luați lumină. Îmi folosește foarte mult această introducere. De ce? Pentru că asta spune Domnul Iisus. Fără lumină nu poți să vezi. De aceea vino să cumperi de la mine o alifie specială care să te lase să vezi. Și am citit de curând o istorioară interesantă în Sămânța Adevărului. Nu este prea lungă și vreau să vă spun. Undeva în sudul Asiei, în Oceanul Indian, era o insulă mică pe care locuiau câteva sute de locuitori într-un sat de pescari. Ei se ocupau, așa cum lesne este de înțeles, cu pescuitul, și în spatele satului era un deal pe care ei își cultiva orezul. Trăiau fericiți și liniștiți. Într-una din aceste zile obișnuite ale satului, copiii se jucau pe plajă, undeva mai departe de apă. La un moment dat ceva interesant s-a întâmplat. Deodată oceanul a venit, dar fără zgomot, fără agitație, a venit mult pe plajă și în urma lui au rămas tot felul de scoici, de melci, de fructe de mare, de ierburi de mare și copiii, încântați, chiuind, au început să se repeadă, să culeagă. Părinții priveau de undeva de departe bucuria copiilor și se bucurau împreună cu copiii. Un singur om a intrat puțin în agitație. S-a oprit, s-a uitat, ceva din trecutul lui i-a vorbit, erau valorile pe care le moștenise în trecerea vremii și a început să strige, fugiți, copii, fugiți de pe plajă. A început să-i atenționeze pe părinți, luați-vă. Nimeni nu lua aminte la bătrânul satului. Și atunci bătrânul a evaluat pe loc situația, a aprins o torță, s-a suit pe deal unde avea lanul lui de orez și i-a dat foc. Când copiii și satul întreg a văzut că cineva dușmănos a dat foc holdelor, mâncării de fapt, cu toții au venit pe deal să-l prindă pe făptaș. N-a durat decât câteva minute și valul ucigaș, tsunami, a venit și a măturat absolut toată plaja. A măturat satul lor, dar au rămas viețile lor. Un om care în timp a înțeles și a luat aminte, avea jaloane, avea valori. Un om căruia nu i-a păsat prezentul și cu sacrificiu de sine a dat foc lanului de orez, care era pâinea lui. Dar a văzut dincolo de toate astea. Era un om cu viziune. Un om care a văzut că viețile trebuiesc salvate. Frați și surori, prieteni, astăzi suntem aici înaintea Domnului Iisus Hristos să-L rugăm, Doamne, luminează-ne ochii, să vedem limpede. Fă-ne oameni cu viziune. Sunt atâtea exemple de versete care ne îndeamnă către această lumină minunată. Și citeam Psalmul 119, versetul 18, spune: deschide-mi ochii să văd lucrurile minunate ale legii tale. De asemenea, tot Psalmistul 4:6, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Să știți că între ochii aceștia cu care vedem și între așa zis și ochi ai minții, există legături chiar neuronale. Oamenii de știință au constatat că povestea cu soacra cu trei nurori nu este chiar o poveste. Vă amintiți de soacra cu trei nurori? Avea doi ochi care priveau în față, dar le-a atenționat pe nurorile ei. Aveți grijă că eu mai am un ochi. Unde avea ochiul? La spate, în ceafă. Chiar dacă eu mă uit încolo, te văd. Există în fiecare dintre noi o lumină lăuntrică, o vedere lăuntric,
un ochi al minții, al sufletului, al inimii noastre. Este cumva și o demarcație între cele două, dar este și o fină legătură între ele două. De aceea când suntem invitați la lumină, este clar că lumina vine din lăuntrul nostru. Avem nevoie de o lumină, nu doar de cea a soarelui, avem nevoie de lumina soarelui, ne-am convins de asta, dar amintiți-vă, prima zi a creației, ne-a pus Laurențiu întrebare, vă amintiți? Care a fost prima zi? Ce s-a rostit în prima zi a creației? Și Dumnezeu a zis, să fie lumină. Și de atunci încolo, omenirea are nevoie de lumină. De o lumină fizică care vine de la soare, dar are nevoie de o lumină interioară care să-ți lumineze viitorul tău. Spunea Stevie Wonder, probabil că unii dintre dumneavoastră știți, cei mai tineri știți cu siguranță, un renumit cântăreț, dar care nu are vedere. El spunea așa și vreau fix să-l citez. Dacă un om nu are capacitatea de a vedea cu ochii fizici, nu înseamnă că îi lipsește viziunea. Iată ce ne învață un astfel de om. Iar Paul Gauguin, renumitul pictor, spunea așa, pentru a vedea, îmi închid ochii. Despre ce vorbea Gauguin? Publius Sirus spune, ochii nu sunt de vină pentru ceea ce mintea nu zărește. Și foarte frumos încheie Napoleon Hill, care spune așa, așa cum ochii noștri au nevoie de lumină pentru a vedea, minții noastre îi sunt necesare ideile pentru a concepe. De aceea invitația Domnului Hristos de astăzi este una foarte importantă. Vom încerca împreună să răspundem la câteva întrebări. Ce este viziunea? Nu o să vă pot da toate definițiile, sunt așa de multe. În același timp, să ne punem întrebarea de unde vine viziunea și la final să încheiem cu un punct care să ne lămurească cine poate să aibă viziunea. Și iată să intrăm în primul punct și să încercăm să definim. Sigur, v-am spus cercetând subiectul și am trecut de multe ori prin leadership și prin lecții despre viziune, am găsit că cea mai uzitată definiție este cea care spune așa, viziunea este imaginea viitorului preferat sau pe care ți-l dorești. Este o imagine care îți trezește emoții, dar nu numai atât. Îți trezește și entuziasmul. Adică, vezi și faci. Sigur că putem da exemple de oameni care au văzut în viitor nenumărate. Gândiți-vă că tot progresul la care noi sau de care noi beneficiem astăzi a venit în urma oamenilor cu viziune. Gândiți-vă la Icarus. S-a gândit el că ar vrea să zboare. Aveam pe cineva în satul nostru, se numea chiar, dar nu știu dacă era Polocru pentru că așa procedea, Urzeală se numea. Și s-a gândit el așa, noi vorbeam de-a lui Urzeală, bă, ăsta e cam dus cu pluta, dar știți ce a încercat Urzeală ăsta? Și a făcut niște aripi din șindrilă, s-a suit pe casă și a încercat să zboare. Frumoasă viziune! S-a terminat cu un picior rupt, nu mai știu cu ce, dar dacă n-ar fi fost viziunea, gândiți-vă că astăzi cerul n-ar fi fost străbătut de atâtea avioane, dacă cineva n-ar fi visat la asta, gândiți-vă la Michelangelo, gândiți-vă la cei care... am un lapsus acum cu cele 20.000 de reghe sub mări. Jules Verne. Gândiți-vă la oameni care au visat, unii cu ochii deschiși, alții cu ochii închiși. Ei și-au imaginat viitorul, dar au acționat pentru asta. Cineva spune chiar mai frumos, viziunea este arta de a construi viitorul. Și când construiești, nu stai așa, ai picat, am o viziune, și ai picat așa într-o visare lentă, frumoasă.
Nu este de ajuns asta. Este arta de a construi viitorul. Și Arnold Toynbee spune așa, istoria este o viziune a creației lui Dumnezeu pusă în mișcare. Dumnezeu doar n-a visat la o omenire. N-a visat că vor fi florile așa de frumoase. A pus, a acționat, a făcut prin cuvânt și direct. De aceea astăzi vă chemăm la a face, la a proceda la această artă. N-am să vă întreb, este doar o provocare astăzi, prin definiție. O să intrăm și în cea de-a doua lecție privitor la viziune. Dar vreau să fie așa ca un memento cumva și să ne încurajăm și să vrem să fim oameni cu viziune. Dacă v-aș testa cumva și v-aș întreba, sunteți membri în Efraim, majoritatea zdrobitoare, știți care este viziunea Bisericii Efraim? Nu vă pun să răspundeți. Doar vă întreb. Știți? Eu v-am mărturisit de multe ori de aici că am venit alături de Efraim pentru că am îmbrățișat această viziune și vreau să merg împreună, vreau să pun un număr. Sunt împreună cu dumneavoastră la această viziune. Dar dacă te-aș întreba viziunea familiei tale, dar viziunea ta personală, dar viziunea viitorului tău veșnic, care este? Că în final și până la urmă, ultima și cea mai de preț viziune este vecia, veșnicia. De aceea Domnul Hristos nu ne lasă în întuneric și aduce la lumină și ne descoperă prin Apocalipsa și ne spune, iată ce frumos, ne oferă o perspectivă frumoasă, interesantă a viitorului, tocmai din această cauză. Nu doar să știu definiția viziunii, cu toate că sunt frumoase. Spune Glenn Bland, viziunea ta este pecetea destinului tău. Ați luat aminte? Ce viziune ai, te pecetluiește pentru veci. Dacă rămâi în visele tale înguste, dacă te pui contra viziunii unei biserici, ceva e în neregulă, e o dizarmonie acolo. Dumnezeu a avut viziune, Domnul Hristos a avut în momentul acela capital, când era pe cruce, când a vrut să refuze, a zis, dacă s-ar putea. Știți ce a văzut el mai înainte? Zice, pentru bucuria care era pusă înainte, a lăsat totul. Vă întreb astăzi, sunteți dispuși să învățați doar o definiție sau să învățați că trebuie să punem umerul la viziunea Efraim? Vrem să devenim o biserică puternică. Spunea Adi, a avut un vis, nu știu dacă a fost vis sau este viziunea lui, spunea că se gândește parcă 1% din populația Târgoviștei să se regăsească în Efraim. Ce ziceți? N-ar fi frumos? Adică vreo 800 de persoane, nu e o viziune înaltă? De obicei, viziunile sunt mai înalte decât noi. Sunt mai mari decât noi, de aceea avem nevoie unii de alții să mergem braț la braț, umăr la umăr, fără să mă mai tem că din spate cineva mă înjunghe. Dumnezeu mi-a dat o viziune și vreau să merg cu ea și îmi chem alături, o lămuresc, spun despre ce e vorba. Dar ce grav că uneori din spate cineva îți înfige cuțitul. Ce e asta, mă? Ce faceți voi? Exact ce spunea Laurențiu mai devreme. Nu mai e Domnul în Efraim. Ce ați zis? Vă luați la trântă cu Dumnezeu? Să nu vă luptați, să nu vă treziți luptând cu Dumnezeu. Vă amintiți despre unul care i s-a spus așa? Aveți grijă să nu cumva să ne luptăm împotriva lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este cu noi, cine va fi împotriva noastră? Vrei să fii împotrivă? E voia ta, oricum 15% de obicei nu se aliniază. Dar mă, mergeți târâși, grăpiți după noi, dar nu ne împungeți pe la spate. Dar nu ne omorâți. Lăsați-ne să ducem viziunea mai departe. Cei care sunteți dispuși la viziune, haideți alături. Nu doar ca definiție, ci ca acțiune. De unde vine viziunea? 2 Samuel 22-29 spune, Tu ești lumina mea, Doamne. Psalmul 27, Domnul este lumina
și mântuirea mea. 36:9, căci la tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina. Iar Isaia zice așa, 2:5, veniți să umblăm în lumina Domnului. În lumină ai adevărata viziune. Ezechiel 1:11, s-au deschis cerurile și am avut viziuni dumnezeiești. Vă amintiți de oameni în vechime chemați special de Dumnezeu la viziune? Vă amintiți de fiii lui Isahar, 1 Cronici, care erau înțelepți, pricepuți în a înțelege vremurile. Înțelegeau vremurile și dădeau direcție. Dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu oameni care înțeleg vremurile și vor o direcție, nu e frumos să te aliniezi aici? Mai ales când știi că lumina vine de la Dumnezeu, că sursa este la El. Vă dau câteva citate interesante. Platon spune așa, ochii sufletului celor mulți sunt incapabili să suporte viziunea Divinului. Celor mulți. Dar noi, cine suntem noi? Cei chemați, cei puțini. O turmă? De care? Mică. Noi suntem chemați aici. Napoleon Hill spune așa, prețuiește-ți viziunile și visurile pentru că sunt copiii sufletului tău. Unde se naște viziunea? În inima mea, în sufletul meu. Carl Gustav Jung, filozoful, spune, viziunea îți va deveni clară doar în momentele în care vei privi unde? În inima ta. Cine privește în afară, visează. Cine privește înăuntru, se trezește. De aceea v-am spus, vorbim despre lumina fizică, dar și de o lumină interioară. Vorbim nu de o departajare netă, ci de a merge împreună. Vorbim de a ne așeza braț la braț și a trage în aceeași direcție. Viitorul dorit al bisericii este să împlinească mandatul, să ajungă împreună cu Dumnezeu să-L glorifice tot veacul, veacul vecilor, vorba am pe nepoata care îmi spune, dar nu e așa, tate, cel mai mare este infinit. Da, tate, infinit vecia. Ei bine, către acolo aspirăm, dar nu vrem să fim singuri. Viziunea noastră este să ne deschidem ușile, nu? O biserică cu ușile deschise. Și acum vă întreb, la propriu? Și la propriu uneori, când e prea cald. Dar, când ai primit această viziune în inima ta, vrei să-i salvezi pe oameni, îți deschizi larg prima dată inima. Și când ți-ai deschis inima, se deschide ușa inimii tale, îl primește pe Hristos și nu mai poate. Trăiește împreună cu Hristos și are aspirațiile Lui. Am venit să caut și să mântuiesc tot ce este pierdut. Și asta trebuie să mă frământe și pe mine, asta trebuie să fie viziunea mea. De unde ne vine viziunea? De la Domnul. El este lumina. El vrea să ne dea lumină și prin asta vrea să împlinească țelul Lui împreună cu noi. Mărit fie numele Lui. Trecem la ultimul punct. Chiar cred că o să fiu înțelept astăzi. O să citesc însă puțin mai mult din Sfântul Cuvânt, pentru că a răspunde la întrebarea cine primește viziunea înseamnă câteva condiții. Ca să primești viziunea, vreau să vă spun că nu este simplu. Nu ești doar un visător așa. Ești un om care arzi, care ai pasiune, care ai entuziasm, care te consumi, nu dormi. Și Dumnezeu, când vede atâta sete, îți dă o viziune. Și de cele mai multe ori, îți dă o viziune mai înaltă decât tine. Manu, unde ești, Manu? Este exemplu viu în viața mea și mai am și pe George acolo, tot un exemplu viu. Când l-am cunoscut pe Manu mai bine,
Eram la Comișani, inginerul din Comișan care făcea grajdul și un grajd impunător, să nu vă închipuiți așa, da. Și vărul meu, Manu, pentru că eu sunt cel mai mare nepot, eu mă duceam cu bicicleta, îl luam pe bicicletă eu sau tataia și te trezeai unde ajungi că Manu nu mai era. Și Manu a continuat așa și la un moment dat și Tușa Veroana și unchiul Costel, rugați-vă, nu mai știm unde e Manu. Doamne, bine că l-ai găsit pe Manu. Auziți, de mic el avea în el o viziune, să facă bani, să fie... Știți ce a făcut Domnul cu el? I-a văzut visul, a văzut că el va fi o binecuvântare prin banii care îi capătă. Și vă rog să mă credeți, nu-l laud, dar eu știu ce spun. I-a dat Dumnezeu și dă, îi dă lui George, îi dă lui Arghir. Dați mai departe, fraților, bună viziune, frumoasă viziune. Mergeți cu ea înainte. Avem nevoie de voi într-un mod special pentru viziunea noastră. Amin? Amin. Bine, v-am dat un exemplu de ăsta, hai să luăm și unul biblic. Exod, capitolul 3, citesc 10 versete, nu mai deschideți, urmăriți-mă și gândiți-vă la Moise. Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Odată amânat turma, eu uneori voi sublinia prin cuvinte și înțelegeți ce vreau să vă spun. Odată amânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să mă întorc, să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă. Wow! Și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise! El a răspuns, iată-mă, îl și văd cum s-a făcut mic acolo, iată-mă. Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți bocancii, cum ne spunea Dan Negoi. Căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața, că se temea să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. M-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locurile pe care le locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, fereziții, heviții și ebusiții. Iată că strigătele israeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Acum, vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Amin. Interesant. Un tip destul de mare la stat și la sfat și în funcție, dacă vreți, nepotul înfumurat al lui Faraon are o viziune și vede că poporul este chinuit. Își dă seama, vremea cât a stat cu mama lui, a avut de învățat. Apropo de cum să ne creștem copiii când sunt mici, primii ani de viață, v-am spus că sunt așa de importanți și se presupune că primii 2-3 ani de viață Moise i-a petrecut împreună cu mama lui. Și mama lui i-a spus cine e, de unde vine, care e treaba. Apropo, știi cine mai ești? De unde vii, încotro mergi, mai știi? Ți-ai mai pus întrebarea asta? Dacă nu, mamelor, încercați să le mai spuneți. Dacă nu, hai să ne facem o introspecție așa. Cine sunt? Încotro mă duc. De unde vin? Ce e cu mine? Moise a știut despre asta. A învățat la școlile lui Faraon. Și la vârsta de vreo 40 de ani a vrut să facă
dreptate, să ducă viziunea la îndeplinire. Punk! I-a luat gâtul unuia, l-a îngropat. Știți ce a făcut Dumnezeu cu el? Trebuia să mai facă 40 de ani de școală cu el, ca să iasă ăia 40 afară. Când vii în școala lui Dumnezeu, e greu să te dezbere de ceea ce... De aceea, astăzi, dacă auziți glasul lui, acum, n-așteptați să îmbătrâniți. Hei, m-auziți? N-așteptați să îmbătrâniți. Știți cât de grea e schimbarea? Știți cât mi-e de greu uneori să mă schimb? Anul ăsta fac 60 de ani și m-am speriat. Eu sunt un tip flexibil. Un tip care încearcă schimbări, îi plac schimbările. Dacă îmi vin din altă parte, băle, dacă aș ști ce e în inima mea, dacă aș ști ce e în mintea mea, ce frământări, ce dureri. Dar Domnul te trece prin durerile astea. Auzi, fiul lui Faraon cu oile. Nia, bălaia, hău, du, bă, cu. Dar Dumnezeu face o evaluare a situației și apoi se duce direct și vorbește cu Moise. Îi se prezintă lui Moise. Dar acum condiții. Cine primește viziunea? În primul rând, cel care, ni se spunea și mai devreme, Adia spus-o. Tare ne e greu să ieșim din confort. Moise... Odată așa i-a venit, ies din confort, din obișnuit și s-a dus dincolo de pustie. Când treci dincolo de pustia lumii, știi pe cine ai să întâlnești? O să te trezești pe muntele lui Dumnezeu. Slavă ție, Doamne! Că nu lași pustiu până la capăt. Dacă ar fi după cel rău, după vrășmașul sufletelor noastre, ne-ar lăsa pustii pe vecie. Ne-ar lăsa casa pustie, ar distruge biserica în pustiul acestei lumi, dar El e viu. Domnul nostru e viu și are o viziune pentru noi. Vrea să ne treacă dincolo de pustiu, unde o să dăm față în față cu El. Ce minunat, ce înălțător. Acum, nu doar că trebuie să ieși din confort, trebuie să prezinți interes. Aude Moise glasul, vede ceva? Wow! Ce-aș face eu în locul lui? Tuleo! Aș rupe la sănătoasa să-mi vorbească cineva așa de... Și într-un mod ăsta, dintr-un rug care arde. Dar Dumnezeu lucrează cu oameni care au totuși interes. Oameni îndrăzneți. Se întoarce Moise. Era Moise un tip îndrăzneț? Era, amintiți-vă de trecutul lui, era îndrăzneț. Și acum, am să mă întorc. Ești din confort, fii interesat. Pentru că Dumnezeu te va chema. Versetul 4, Dumnezeu l-a chemat. Și apoi, trebuie să și dai un răspuns. E nevoie de încă o condiție, de disponibilitate. Iată-mă! Acum Dumnezeu face ceva interesant, pretinde respect, ai grijă și dă jos bocanci. Nu poți să intri în cer cu bocanci. E o ținută obligatorie, hainele neprihănite ale sfinților, da? Faptele făcute, pregătite și aici ține de viziune. Niște fapte bune pe care Dumnezeu ni le-a pregătit mai dinainte, știi ce trebuie să fii? Un om care are viziune, să știi care-s faptele alea pregătite, alea bune, și să umbli în ele. Și iată ce se întâmplă. Este disponibil, îi se cere respect, să vadă cum e cu Moise. Are curaj, dar nu cumva o fi tupeist. O să-i pese de ceea ce spun eu. Acum vreau să spun, poți să le îndeplinești peste toate, dar dacă nu te vede Dumnezeu, un om. Deci poți să ieși din confort, poți să ai interes, poți să fii disponibil, dacă nu te vede un om smerit și cu frică de Dumnezeu, nu o să meargă mai departe cu tine. N-are de ce. Pentru că are nevoie de smerenie. Știți că solul în care se dezvoltă toate virtuțile este smerenia. Știți că păcatul
Urât capital este mândria, dar opusul lui, care ne hrănește și care, de care avem neapărată nevoie. Învățați de la mine, spune Domnul Iisus Hristos, că eu sunt blând și smerit, cu inima, dinăuntru, din atitudini. Înțelegeți că totul pleacă de acolo, dinăuntru? Lucrarea toată este aici, înăuntru? Și omul Dumnezeu i-a văzut atitudinea și ceea ce gândește și motivațiile. Și acum el se smerește și zice și-a ascuns fața. Când vii cu tupeul la Dumnezeu, crede-mă, n-o să ai multe șanse. Nu te poți trage de șireturi cu el. Ascunde-ți fața când ești în prezența Domnului. Descalță-te de tot ce e afară, dezbracă-te de tot ce e lumesc. Când vii aici, venim în prezența Lui. Venim să-i ne închinăm și să-L onorăm. Apoi Dumnezeu, din acest moment, îi împărtășește viziune. Dar interesant că spune, eu am văzut, eu o să-i scot, spune Dumnezeu, dar vreau tu să fii instrument. Condiție, din nou, nu tu ești cel care împlinești viziunea. Tu o primești, o clarifici, o faci disponibilă altora, o comunici cât poți de mult, dar amintește-ți mereu și mereu că cel care îți dă lumina, cel care duce la îndeplinire planul, este Dumnezeu. De aceea astăzi să-i cerem, Doamne, fă-ne oameni cu viziune. Dă-ne disponibilitate, deschidere, ajută-ne să ne încadrăm în condițiile pe care... Și acum vreau să vă spun ceva. Nu toți vor fi vizionari. Asta este clar. Dar știi ce poți să faci? Poți să te aliniezi în smerenie unei viziuni. Crezi că poți face asta? Spune-i Domnului dacă nu. Doamne, nu îmi place viziunea asta. Și atunci știi ce o să șotească Domnul la urechi? Nu-ți place viziunea, Efraim? Du-te că sunt atâtea biserici. Sunt atâtea biserici lipsite de viziune. Du-te acolo că tu n-ai. Că dacă ai avea, ai înțelege. Dă-ne lumină în ochii noștri, doctorie pentru ochi. Domnul Iisus Hristos uneori a folosit noroiul, alteori cuvântul, să aducă lumină. Aș vrea să ne rugăm ca El să ne lumineze viața, inima, ca acolo viziunea să se dezvolte. N-am primit-o eu, dar pot să fiu părtaș la ea. Un singur citat vă mai spun, Herbert Harris spune așa, primul pas în realizarea viziunii tale este să-ți descrii viziunea pe hârtie, definind-o clar și în detaliu. Apoi trebuie să stabilești pașii care trebuie urmați pentru realizarea ei. Iar faimoasa Helen Keller spune așa, ar fi mai rău să avem o vedere perfectă, dar o viziune îngustă. Doamne, deschide-ne ochii, dă-ne cu alifia ta sfântă, luminează-ne pe din afară și pe din lăuntru și astfel să-ți împlinim viziunea care este a ta. Amin.